Minunile? Da, există. Comuna Concești-Botoșani, aproape de granița cu Ucraina. Autoritățile locale spun că după ce i-au pus la muncă pe cei care primesc ajutoare financiare de la primărie, s-a evit și economia la bugetul localității. Nu există stat de degeaba, dar eu, dacă stau degeaba, primesc vreun ban? Cine stă se bucură de odihnă și atât, spune viceprimarul comunei. Comuna este formată din sate cu agricultori, în general cu venituri modeste. Sunt declarați în jur de 100 de asistați social. Dintre aceștia, aproape 30 sunt fie scutiți din motive medicale, fie au o vârstă înaintată. Au mai rămas 70 de oameni apți din punct de vedere medical și cu vârste până în 65 de ani. Cei 70 știu regula. Nu prestezi ore de muncă în folosul comunității, așa cum prevede legea, deci nu primești bani de la stat. Asistații, beneficiari ai legii 416 privind venitul minim garantat, sunt folosiți la săpat șanțuri, salubrizare, dezăpezire și chiar întreținerea drumurilor și trotuarelor. Echipele de asistați sociali, spun autoritățile locale, au ajuns să fie deosebit de eficiente și să scutească bugetul de numeroase cheltuieli inutile. Oamenii sunt chemați la muncă conform unui calendar pe tot timpul anului, dar în special vara și iarna. Echipele au fost organizate și în funcție de aptitudinile asistațiilor social, de sex și de vârstă. Cei mai în vârstă și femeile se ocupă de treburile mai ușoare, iar cei tineri cu diferite munci unde necesită forță. Iarna, asistații se transformă în echipe pentru dezăpezire. Tot ei sunt trimiși și la bătrânii sau mamele singure în timpul iernii pentru a le sparge lemnele de foc și mai ales pentru a le asigura calea de acces prin zăpadă. Cum adică să primești bani degeaba? Eu am muncit toată viața și știu atât, că dacă muncești, primești. Dacă stai, nu primești nimic, a declarat neacostică ziariștilor care au făcut reportajul pentru cotidianul adevărul.